Hei! Salut YouTube! Bine ați venit la un nou video cu povești trimise de oameni din chat. Astăzi ne uităm la povești despre date pe care le-au avut oamenii din chat. Dacă doriți să trimiteți și dumneavoastră astfel de povești, căci probabil o să mai facem și alte părți, o puteți face la adresa de e-mail de aici, la firefamily.com. Aceste fiind zise, haideți să vedem cine au trimis oamenii. Motociclistul care mi-a frânt inima. A, ah, monociclistul, mă scuzați! Bună ziua, și chat și poftă bună YouTube. Date-ul meu de groază începe așa. Ne-am cunoscut într-un hike organizat de o asociație creștină. Mi este frică, deja începe foarte bine. M-am băgat doar pentru că era gratis și nu aveam cu cine să merg pe munte. Nu sunt creștină, el da. Mi-a cerut numărul ca să mă scoată la o plimbare cu barca pentru că i-am zis că sunt din Delta. Îmi place gândirea. Această fată este din Delta și asta înseamnă că ea s-a dat cu barca. Că ce ar fi tot și eu cu barca? Mi-a cerut numărul ca să mă scoată la o plimbare cu barca pentru că i-am zis că sunt din Delta. Tipul s-a luat întâi de viața mea că sunt la medicină și nu poate să aștepte până termin eu facultatea ca să ne căsătorim. Voi o caznică oricum. Avea fimoză și mi-a spus avea fimoză și mi-a spus că ar fi dispusă să se opereze doar pentru nevastă sa. Sexul premarital e un păcat și trebuie să doară. Ador faptul că unii dintre voi nu știu ce este aia fimoză. N-am mai auzit acest termen decât aveam, nu știu, 15 ani. Ce este fimoza? Fimoza este o afecțiune în care prepuțul nu poate fi retras din jurul vârfului penisului. Un prepuț strâns este frecvent la băieții care nu sunt circumcizați, dar de obicei nu mai este o problemă până la vârsta de 3 ani. Nu se belește carasul, mă nene, ce nu înțelegi? Nu se belește carasul. Și eu am crezut că am fimoză până când am tras-o mai tare, o leacă. Într-o zi a hotărât să mergem totuși cu barca pe Dâmbovița, cu o barcă gonflabilă pe care o umflat-o în fața mea, cum adică pe... Gen în oraș? Gen... Nu este o baică de copii. Nu este o baică de copii. Cum să mergi pe râu cu ea? Nu este o baică de copii. What? Măi, și o umflă aici. Uite, -ți, uite -ți fă la el că umflă baica. Este în oraș. Prietenii ăștia sunt în oraș. Dâmbovița este râul care trece prin București, pentru cei nu știe. Omul ăsta vrea să meagă gen pe râu din București cu... Nu pot să ceva, zici că, zici că trolează. Gen, e un râu care trece printr-un oraș. Să uică ăștia doi în baica de copii. Îi zice, fiatentă, atentă, fia atentă. Stai așa un pic. Cum că ai un bobit. Dar gen, stai, vreau să zic că e ilegal, tocmai pentru că este foarte periculos. Mă așa, ok tare. E mulțumit. E tare că a făcut poză lui ăla. E tare că a făcut poză lui ăla. A știut că aceasta este o amintire de prețuit. Deci au umflat barca omul și s-a dus cu ea pe Dâmbobița. După ce am disociat pe banca de lângă el cât timp a umflat-o, i-am spus că eu nu vreau totuși să merg cu barca de copii pe Dâmbovița. Crazy, ai nou! El mi-a spus că n-am decât să plec atunci și mă cheamă el când și-a finalizat aventura fluvială. Am plecat la cămin numai ca să aflu peste vreo oră că l-a poliția din apă. Oh my god, n-am citit, jur. <laughs> <laughs> am plecat la cămin, numai că asta află peste voi că l-a saltat poliția din apă. În dimineața următoare m-a aștepta în fața căminului. Am coborât, am urlat la el că nu vreau să-l mai văd și că e ultimul dubios. Omul și-a scos monociclul din portbagaj bagaj și a pedalat spre răsărit lăsându-și mașina în parcarea căminului. Nu, e fake, sorry. Nu, să e să cred că această poveste îi propune să refuză că această poveste este pe bune. A pedalat pe monociclu spre apus! Pentru <laughs> șase luni s-a căsătorit cu o creștină, casă de piatră și cât mai multe promenade monociclice. Bine că nu a zis te iau pe ghidon! Doamne Dumnezeu, la atâta. Da, asta e cea mai bună poveste pe care am citit-o și atât de scurtă de la asta cu daturile. cum m-a umflat? Măi, barca de copii. Măi, barca de copii. Mă cap două persoane aici, nu înțeleg. Vezi cât de mică e. Da, efectiv, dacă nu vedeam pozele nici eu nu credeam street da. Mai departe, nu mergeți la date-uri în Cluj-Napoca. Bună seara, fire, -t. bună seara, fire, chat și bush. Am să vă povestesc un date care n-a fost groaznic neapărat, dar cu siguranță în adâncul sufletului meu s-a simțit ca un reflux gastroesofagian când îți vine înapoi. Acum vreo patru ani rupeam Tinder-ul, as one does. Problema e că locuiam într-un orășel în care dating pool-ul era mai morții săi, așa că majoritatea meciurilor le făceam cu handrălăi din semi apropiată, metropola viitorului, Cluj-Napoca. Și cum date cu dânsii implică deplasarea uneia dintre părți, nu puteam să am așa un meci cu care să vorbesc exclusiv. Vorbeam ca o trasistă emoțională cu mai mulți și vedeam și eu care merită deplasarea până la Cluj. Pentru cine întreabă de ce mă duceam eu și nu ei, răspunsul e simplu. 1. Mai facem și eu un turism cinstit. Turism în Cluj. Turism în Cluj! 2. Cine dracu de se deplasează din Cluj în localitățile apropiate pentru dating? Vorbeam cu doi domni destul de intensiv. Exhibit A, un doctoraș, nardi, rocarel, frumușel, quirky, cum îmi place mie. A, ah, lupoi. Deci... Pe B se lăsase de medicină, dar făcea ceva scheme. Avea mașină, un câine absolut sperbisim și poi că, A, ăsta nu e lupoi al doilea, aveam să zic tot lupoi. <l> deci tot cum îmi place mie. Și ca o intelectuală ce eram în 2019, a trebuit să decid cu care să mă duc să mă văd și la care să mă facă plouă. L-am ales pe medic, că doar eram o elitistă jegoasă, lemeauă. Știți ce făcut? Fusesem și super lonely în perioada aia și atât de mult așteptam și eu un date ca la carte, romantic, frumos, pe malul someșului, cu baica. Eram mega încântată. și m-a chemat să seara respectivă la băut și le-am spus cu o mândrie care radia până la Timișoara. Mă aduc până la Cloj și poate stau peste noapte. <laughs> wink, wink, cringe, plâng când mă gândesc. Mă duc eu cu inima îndins către metropolă și cobor din tren. Domnul doctor îmi scrie că întârzie puțin și să-l aștept la o cafenea, unde mă duc și misterioasă, like a main character, mă așez în colțișorul cel mai intim posibil, like a manic pixie dream girl. Îmi imaginam cum urma să mă întâlnesc cu acest prințișor școlit, carismatic, simpatic și dulce, care avea să mă curteze tandru pe străzile enigmatice ale Clujului, ca mai apoi să facem dulce dragoste în această aventură de neuitat. Fantezia mi-a fost crunt întreruptă de cel de-al șaselea simț feminin, simțul că veni să menstruația. <laughs> Las că te aștepta dacă... <laughs> Jale, turbare, șoc, ochi lateral, nu se poate, încremenesc. Dar am speriat că măcar întâlnirea cu prințul și minunata lui companie să fi meritat drumul. Mă rog, n-a fost așa. Ba chiar ovarele mele au avut o premoniție, că altfel nu știu ce a fost. Pentru că pe ușa cafenelei a intrat o combinație între Dwight din The Office și solistul de la Bostito. <laughs> Eu să-mi amintesc cum arată solistul de la Boschito. Solistul de la Boschito. La tinerețe sau la bătrânețe? I mean, come on. I mean, come on. Ok, acum arată care e muscernea, dar atunci... A, așa, deci se mâna cu doi din The Office și solisul de la Bosquito. Nu mă înțelegeți greșit, tipul arăta bine și nu era catfish, arăta exact ca în poze, doar că toate erau de la eventuri speciale, gen pozele de la absolvire unde era mega aranjat și pozase bine, also era foarte fotogenic, iar la minunatul și specialul date la care eu mă pregătisem la milimetru, el venise gata să băgăm o rundă intensivă de Dungeons and Dragons. Era walker. A, și mic detaliu, omul vorbea ca Gufi. <laughs> Hey Uh, așa, uh, mă rog, mic detaliu la mine, că o femeie bisexuală, I have very peculiar tastes in men. Prin urmare mi a spus, hei, este ok, e doar un șoc de moment. It wasn't. Au fost cele mai luși 5 sau 6 ore din viața mea în care nu doar că mi explodau ovarele, capul și uterul de durere, dar am și încercat pe cât posibil să fiu drăguță și să ghivită shot, dar nici să nu las vreo oportunitate de intimitate fizică între noi. It was painful. De asemenea, ce să vezi, când vorbeam cu dânsul online, dădusem un apropo că nu știu, văd eu cu ce mă întorc, win wink, wink poate ne putem. Pune-te în genunchi, aș să mă porți în la nouă la Prin urmare, nu-mi luasem bilet de întors cu trenul, așa că o bună parte din date în momentele când eram singură sau nu vedea, rolanca disperata pe mersul trenurilor, autogări.ro și bla bla car. Am plecat cu literalmente primul transport pe care l-am găsit. A zice că aia e, se mai întâmplă. mi a stricat un weekend superb și am și dat speranță de șarte omului, care nu e așa, era un om de treabă, dar nu, calvarul nu se terminase. În spre autogare ne-am plimbat puțin pe lângă parc, pe malul someșului, când prin față a mea a trecut un cățel care mi se părea foarte drăguț și foarte familiar. Finându-l era, ei ce să vezi surpriză, ăla pe care îl este ca să mă văd cu ăsta la alt. <laughs> Vii și tu de la țară, la Cluj <laughs> odată dată și de ce se întâmplă <laughs> And boy, was he the hottest, cutest, sexiest man Nu l-am salutat, m-am văzut că nu-l cunosc Și roșie și plin de toată rușinea universului Am mers mai departe Demnitatea mea era înnecată în some Și am mândria mea zburase la București Doamne, this was a slap on the face Mi se făcuse și mai rău decât îmi era M-am dus cu coada între picioare la autogară L-am îmbrățișat în cel mai prietenos mod posibil Pe doctorul Rocăraș <laughs> Și m-am în microbuz I never spoke to any of those guys again în 6-7 și știind că înapoi în micul orășel unde locuiam, prietenii mei și la băut, m-am dus și eu la dânsii care m-au întrebat curioși. no, dar nu zice că rămâi peste noapte la Cluj? <laughs> și așa, dragi prieteni, am stabilit că mai bine mor singură decât să mă mai deplasez la vreun date la Cluj. Mulțumesc frumos și spor la stream. Vă țuc. Foarte frumos. A venit jucătorul de Dungeons and Dragons. Tare. Mai departe, vocea lui Audrey Hepburn. Vreau să fac un disclaimer că cunosc persoana care a trimis uh, această poveste. Salut Silvi, salut chat, respect bușu. Vă prezint date-ul meu cel mai wack din câte au fost și au fost. Anul era 2016. Foloseam ca orice tânăr în, căuta, în căutare de a cunoaște oameni, dar și de... dar și de a... de ce nu... dacă... Foloseam ca orice tânăr în căutare de a cunoaște oameni, dar și de a... de ce nu... dacă se ivea vreo chimie pomenită, dar eventual cu pista a da eventual cu... Foloset tinde ca să cunoască oameni, dar și eventual să dea cu pista în populație așa, voi trece rapid prin detaliile de la început. Băiatul părea decent și cu bun simț, ceea ce în orașul Cluj-Napoca, și să fim serioși, în general pe Tinder, are ori, așa că am dat swipe right. Și bucurie că și el a dat așișderea, derea și am putut să conversăm. Părea în continuare un băiat cu mult bun simț. Nu sclipitor în vreun fel, dar nice. Așa că am zis că voi ieși la acest date pentru a-l cunoaște mai bine. Ce-mi place pista în populație. Vine seara date -ului. Planul meu era să încheiem băuturile în cam două ore pentru că eram așteptată la o petrecere cu manele puse ironic cum se purta în anul cu pricina în Cluj-Napoca. A venit după mine cu mașina, lucru care din star mi s-a părut puțin straniu, că era vineri seara, mă gândeam că ben și noi ceva relaxat. Whatever. Ui când de ul alb la volan, ok, that's... Știi ce? Faptul că are un Mercedes alb, that's... Da, ok la volanul căruia se afla cine putea fi în punctul acela chiar următorul meu iubit. Zic, ciao! Zice, mamă, ce voce groasă ai, nu mă așteptam. Tac, nu zic nimic. Eram prea mică și people pleaser ca să mă iau și să plec și să zic cu voce și mai groasă. Îmi slugi tu mie! <laughs> Bună ziua, bună ziua. Bă, dar ce voce groasă ai? Dar nu pot să cred. Efectiv, Dăglan. Am ajuns la bar unde eu am comandat un old fashioned iar dânsul a comandat o limonadă, că era cu mașina. <laughs> că era cu mașina. <laughs> Când a venit chelnerul, mi-a pus mie limonada în față, iar lui paharul meu cu old fashion, desigur. După ce am făcut rocada, a spus ceva de genul It's funny că-s voce groasă. Bro. Implicând că eu bărbat și el femeie. Which, ok. N-am zis nimic, așteptam să treacă orele astea de date ca să ajung la petrecerea ironică cu maneluțe. Dar din una în alta am început să observ cum tipul era tot mai fascinat de mine. Gen că știam filme, dar nici măcar nu vorbeam despre cine știe ce filme de mare artă. A, ah, era programator. Should explain it. În final l-am cam împachetat și era destul de copt. <laughs> am pachetat aitistul cu meci de salb. M-a dus cu mașina până unde era pe petrecerea. Pe drum mi-a zis că toate celelalte fete sunt Merli Morrow și eu sunt Audrey Hepburn. Mm. Oh! Oh, ce jenant. Doamne, ce jenant. Also, Merli Morrow în orice, în orice zi decât Audrey Hepburn, cu tot respectul. Eu trebuia să pic pe spate la acest compliment. I cringed și tot ce am putut să scot a fost un râset scurt și înfundat cu vocea mea groasă. Ho, ho! Știi că toate fetele sunt Merlin Monroe și tu ești Audrey Hepburn. Ho, ho! Apoi, când era vreo 1 noaptea la petrecere, văd 3 mesaje vocale pe Facebook de la el. În perioada aia încă nu era la modă cu mesajele vocale, nu se comunica așa, deci am fost destul de surprinsă. Le-am ascultat abia a doua zi la Mahmureală. Era el cântând City of Stars din La La Land, că îi zisese că îmi plăcuse filmul. Can I sing for you? Și cu pian și cu voce, cu tot. I-am zis că drăguț. De fapt, gândeam cringe și weird. Dar în final nu mă interesat tipul și am încercat cât de fin să-i dau de înțeles că I don't think we're a match. A, da, s-o fi gândit el că mi-a dat bloc. După care am bloc și declarații de cât de mult mă place și cât de specială sunt. După care bloc la loc. A revenit după câteva luni să-mi arate cum înnoată cu animalele marine în Thailanda sau unde Dumnezeu. Nu-mi păsa, dar am zis iarăși, măi ce fain, ce mă bucur pentru tine. Nu am mai vorbit și după un timp mi-a dat bloc la loc. Morala, am vocea foarte groasă pentru o femeie, dar de asemenea sunt o Audrey într-o lume de Merlins. Deci ce cu mic, acum noi suntem la putere. <laughs> A small beak and play of ankles. Because we are at power. Absolut super. <laughs> Cum mi-a fost documentat pe story date-ul? Ok, această persoană a ieșit cu Loren la date. Puțin context, acest date a avut loc la începutul lui decembrie, când atmosfera de Crăciun te împinge să iei decizii impulsive și să sper că sigur îți vei întâlni iubirea vieții fix înainte de sărbători. Ok, so here I was, swiping pe Tinder și așa l-am cunoscut pe Cristi, 22 de ani, un de rezemat de bolidul său, un BMW, la costum cu ochelari de soare. Excepțional. E, hai, las că și voi vă faceți singuri, hai, las. Voi tot ziceți că noi, că nu știu ce, dar merge de salb, BMW, la costum cu ochelari, las că și voi... <laughs> Evident că am făcut match și ce să vezi, tipul era foarte implicat în conversația pe care o aveam. Am vorbit vreo două zile în continuu în care aproape mi-a spus că mă iubește și că ar fi dispus încă din online la o relație cu mine. Cuțele lui m-au speriat puțin, eu dorind să-l cunosc pe parcurs și să decid în timp ca orice om normal ce statut am avea în noi ca relație, eu însă am decis să-i ofer o șansă. Dăglăul era dintr-un oraș în apropiere de Timișoara și m-a invitat la o cafea în centru. Ce cluj, ce oră. <laughs> A, a fost adus în Timișoara de către niște prieteni sub pretextul că mașina lui este la părinții lui în Spania. Un merțan ca lui Șelaru, că între timp a oregai și a schimbat mașina ca a lucrat prin Italia, Spania, Austria. Merge spre locul de. Ăsta e visul românesc până la urmă. Te duci, muncești în Spania sau în Italia, te întorci, ții un BMW cu 200.000 de km la bord și aia e. Merge spre locul de întâlnire, lângă Mec ca orice Timișorean și îl întâlnesc. Un tip cu acne, nu părea așa versat ca în poze, avea și ceva probleme de dentare, era altceva decât ceea ce poza a fi pe Tinder, Insta etc. Și Bușul zice aici, hu, materialista. Locul cu care nu mai faceți catfish. Nu mai face catfishing pe platformele de tipologie de dating, căci așa ajungeți. Ajungeți să fiți bărfiți pe la toate colțurile, că ați dat țepe. Am mers la o plimbare unde băiatul îmi povestise toată viața lui, cum că citește cărți de dezvoltare personală și că ține post pentru că tatăl său i-a zis că dacă ține post își va găsi gagică. Multe turn până acum însă atmosfera m-a făcut să am faith și să continui. Iar când am ajuns să vedem lumințele de Crăciun, deja a început un story în forță cu tagul meu o poză cu luminițele. Gen, a făcut un story și a dat tag pe story respectiv când a făcut poză la luminițe. Mergem la cafenea și tipul face poze cafelelor și îmi dă gen tag că bem cafea. Oh, I know this guy. Mă e fix genul la care se duce. Of. E fix ce făcea Bujor prin cluburi sau ce fac toți ca up prin cluburi, nu știu dacă ați văzut acest fenomen. Băiat în club sau la mare sau whatever, băiat în cadru social de distracție care se duce la femei random și zice Hei, salut, putem să ne faci și noi o poză?" și tu nici neapuși să zici da sau nu și tovarășul ei de fapt e deja cu aparatul și nu știu ce și ele așa pe tine să-și facă poză ca să poată să pună pe story, să pară pentru urmăritorii săi că acele fete sunt alături de el în club. Da, atenția, mi-e și cu o femeie. Atenția, cum dau cafea cu o femeie, da. Mergem la cafenea și tipul face poză cafelor și îmi dă gen tag că bem cafea. Încercam să fiu ambadăgd. Ne-am băut cafea, așa am mers să stăm pe o bancă să mai vorbim și eu purtam o fustă. Iar de glow mă întreabă dacă îi permit să-mi pună mâna pe picior, să vadă cum se simt ciorapii mei, pentru că n-am mai pus mâna pe așa ceva niciodată. La care evident că am rămas șocată pe viață la această întrebare și am zis că e ciudat ce am încercat să o zic râzând ca să nu se simtă ca și cum mă iau de el. Bravo lui că a întrebat ca să poți să zici nu, dar gen, pun mâna pe dres, mă e pica artist, vă zic. Am citit doar titlul și am știut că e pica E pica pentru că te învață la școala de pica artiști că trebuie să faci contact fizic cu femeia la date. U la date trebuie să atingi femeia, să pui mâna pe ea, să simtă că ai pus mâna pe ea, să iei de după șold să vă, deci vă zic. Se face ora 21 și prietenii lui îl așteptau, iar el refuza să plece spunând că ia trenul la 4 dimineața ca să stea cu mine. Eu care chiar doream să rup ușa. Eu îi spuneam că este periculos că mai bine să plece cu prietenii lui. Aceștia l așteptau de ceva timp și văzând că Cristi nu mai vine, au plecat fără el. Eu m-am panicat și am zis să-i sune să vină înapoi că vezi, Doamne, îmi voi face griji pentru el, însă chiar doream doar să să plece. Acesta s-a întors și înainte să plece m-a luat pe sus și m-a pupat. Eu nu mă așteptam la asta și mi-a spus că să plec eu prima pentru că el nu poate pleca. Dacă nu plec eu prima și evident că am plecat mâncând pământul fără nicio ezitare. Nu, no, închide tu! Nu, închide tu! Dar efectiv nivelul de bun simț din partea autoare, straight up. Acasă m-am trezit cu story făcute de către prietenii lui pe geamul cafenelei unde noi ne beam cafeaua. Ok, deci nu e pica up artist, pur și simplu posta TikTok-uri de ale mele și făcea tot ce putea să știe dacă se poate tot globul pământesc a ieșit cu mine la date. Poate că și eu am fost o janghină dându-i impresia că ce faci e ok, însă nici eu nu eram sigură pe ceea ce se întâmpla. Așa că, dragilor, dacă nu vă place de cineva, doar comunicați politicos asta. Ne-a trimis și storiurile de la date. Nu, 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 ok, deci nu înțelegeți. Ok, deci asta este primul story cu, cafea cu cafeaua Și zice Alpha Female Timișoara Final Boss Aesthetic Coffee A, ah, ei Sad Simple No Sugar Added Espresso Ok, o glumă S-a încercat o glumă, nu e nicio problemă Mai departe Storiul la luminițe Cu tag la ea Măi! Măi! Bă! Deci atenție, el a fost filmat din afara cafenelei de către prietenii lui și prietenii lui n-au postat chestia asta. El a postat! Gen, n-au făcut prietenii lui mișto de el, eu, asta am înțeles. Că gen, prietenii lui au făcut mișto de el, că gen, l-au urmărit. Dar nu, 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 nu! El a cerut probabil prietenilor... A pus, a pus semn, mi, eu la o cafea cu o fată, cu o femeie. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule mare pușcărie Zice când cineva l-a angajat pe Erne să te urmărească la cafenele uh, Da, literalmente tu Căci nimeni normal la cap n-ar veni să te filmeze cât ești la un date Omne ce scary Ăsta era examenul de licență pentru Lauren Academy Efectiv Ernest face planuri de unde să filmeze. Mai a filmat din mai multe unghiuri. L-au filmat din mai multe unghiuri. Mai l-au filmat din mai multe unghiuri, cum e la date cu o fată. Avea probă practică la bujor. Doamne Dumnezeule mare. Măi oameni buni. Dar știți ce este cel mai scary de departe pentru mine? De departe, de departe cel mai scary pentru mine este acest sticker cu mi. De departe cel mai scary căcat pe care l-am văzut în viața mea. Stickerul mi este de departe cel mai scary căcat pe care l-am văzut în viața mea. Eu! Eu! Yo! La date! Yo! La date! Yo! Doamne Dumnezeule mare. Bata mama. Îți mulțumim din suflet acestei persoane pentru dovezi, pentru poze. Absolut amazing. Absolut amazing. O mică studentă în marele oraș. Cloj! Let's go! <laughs> Bună seara, Fai, bună seara, Bușu, bună seara, chat, intrați pe Twitch, YouTube. Această poveste și are rădăcinile în anul 2009, toamna, chiar în prima săptămână de studenție în marele și civilizatul oraș Cluj-Napoca. Ca orice studentă, bă, dar nu înțeleg eu de ce se numește Clujul ca un brand înghețată? Cred că n-am înțeles niciodată de ce se numește Clujul ca un brand înghețată. A cumpărat înghețata, gen, e ca la stadioane când cumpără un brand numele stadionului, gen, se numește stadionul precum brandul? Gen, cum, de ce, de ce se numește Cluj-Napoca? Uh, ca orice studentă care a scăpat în sfârșit de acasă și a dat de libertate, vrea să-și facă de cap. Iar eu, fiind mai bagaboantă de fel, am început să utilizez excesiv tinder în speranța că voi da și eu la bucile bărbaților. Ok. De precizat este că în perioada aceea treceam într-o fază mai de hipioată. Măcar nu purtam șalvar de vamă, God bless, doamne, exact așa mi am imaginat. În care ascultam Led Zeppelin, Led Zeppelin, și credeam că tipologia partenerului ideal pentru mine este drogatul cu gești de fâși colorate și borsetă din cânepă cu model indian. De ce este această descriere absolut, absolut on point? Punct ochit, punct lovit. În chiar prima săptămână în capitala occidentală a României am... Am dat exact de ceea ce căutam pe Tinder. După vreo două zile de vorbit am ieșit la date. Am urcat pe cetățuie de unde poți vedea tot tărâmul magic al lui Boc și ne-am luat cu noi câteva doze de bere. Respect. Totul mergea bine, ne înțelegeam, ne sărutam până le întreb dacă e ok să mergem după la el pentru că eu stăteam la cămin. S-a agățat sora mea. Îmi zice că da, dar a trebuit să se asigure întâi și m-a întrebat dacă sunt ok cu substanțele. El referindu-se la Zaza, le Îi zic că da și începem să o dăm ușor spre casa lui. De adăugat este că la un moment dat l-a sunat taică -su și a început să vorbească pe maghiară. Ok, uh pentru milenialii de pe YouTube, Zaza e gen marijuana. marihuana. Ajungem la el, care stătea într-un apartament cu alți doi băieți maghiari, care de fiecare dată când eram in the middle of, trebuiau să treacă prin sufrageria nedecomandată în care stătea hucapul meu și mereu vorbeau în maghiară, făcându-mă pe mine să mă simt foarte paranoică, ne știi în limba absolut deloc pentru că nu sunt din Ardeal. God bless again! Este un pic tu făceai sex cu un băiat care stătea într-o sufragerie decomandată prin care te perindau colegiului care vorbeau în maghiară? Da, asta facem. Tare. Mm. Mergem pe balcon la el și începe să ruleze. Timp în care îmi zice că a primit asta pe gratis de la cineva. Mintea, adică Zaza, a primit Zaza pe gratis de la cineva. Mm. Mintea mea, fără lobul frontal dezvoltat, nu s-a gândit că poate nu e ok, așa că n-am zis nimic. Începem să ganja asta Bob Magli și după două fumuri încep să mă amențez foarte tare. Abia mă puteam mișca, dar am fost în stare să-i zic, hai să ne... Ne punem pe pat, eu abia fiind în stare să mă dezbrac, dar măcar am reușit să-i dau un prezervativ, pentru că desigur el nu a avea. Desigur. Ne punem într-un misionar cinstit în care eu mă făceam una cu patul la ce One Love eram și peste câteva minute omul meu... a ah, One Love, piesa, ok. Și peste câteva minute omul meu începe să geamă... Ioi! 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 <laughs> ok, I know that's a lie, da e funny as fuck. Ioi! 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 Ok, vreau să știu dacă este o minciună sau nu. Este gen o glumă. Jur că nu e minciună. este zice că jure că nu este minciună. Hahahaha <laughs> <laughs> Ia! Din ce dacă mă puteam mișca, aș fi fugit, dar am stat peste noapte pentru că this is why I am. După partida de probabil 10 minute în care eu nu m-am putut mișca, ne punem la som. Dar pe mine începe să mă ia paranoia și încep să tremur rău de tot. Începeam să-mi dau filme cum că băiatul ăsta și ceilalți doi colegi, când au vorbit în maghiară, au vorbit de fapt că vor să mă fure și alte gânduri. Băiatul a încercat să mă liniștească, dar nu e ieșit și după câteva încercări eșuate îmi zice, acum e da și mie filme nasoale. M-am uitat la tine și am văzut-o pe fosta. Wow. A doua zi m-am simțit de parcă nimic că eu nu s-a întâmplat și a rămas că ne mai vedem. A, ah, ok. <laughs> Nivelul tot de toleranță, ok. După câteva ieșiri în care, din nou, mintea mea de 19 ani nu și-a dat seama ce misogin uriaș cu mami Ișus și depende mare de Zaza este, am ajuns la ultima noastră interacțiune care mie mi-a rupt inima în bucăți, lol să-mi că amândoi am vrea să facem un frisam cu încă o fată la un moment dat, dar uh, niciodată nu am zis că va fi între noi. Așa că, după câteva săptămâni de când ne-am cunoscut, eu am avut ocazia să fac un frisam, dar fără el. Săptămâna următoare ne-am întâlnit la facultate, amândoi fiind la aceeași facultate, dar specializări diferite și am zis cu mult entuziasm aventura mea din weekend. El, indignat fiind, a ținut neapărat să-mi spună că el tot în acel weekend s-a dus acasă și, citez, am fost o pe una două zile la rând ca pe o trufă, ca în versurile lui Dope D.O.D ca acum nici laba nu pot să-mi o mai dau La ce tare mă doare ranga Lasă atașat piesa de la Dope D.O.D. aici pentru referință hey, you, I'm tasteless. I'm tasteless. The <coughs> Deci ei s-au, văzut de câteva ori Au vorbit că ar vrea să facă un frisam cu încă o fată La un moment dat Săptămâna următoare Fetii a picat în dragi frisamul acesta I-a zis acestui băiat cu care bănuiesc că a făcut sex de câteva ori casual Și zice Again Că a fost indignat Și a ținut să-mi spună că am făcut o pe una două zile la rând Ca pe o tăfă În versurile de mai devreme, și că acum nici laba nu pot să-mi o mai dau la ce tare mă doare rangă. De la bal, cafenea overpriced, la spital. Cred că el i-a băgat pe ceilalți în spital. Bună, am zis să las și eu aici la cerile prietenilor o scurtă poveste. Acum câțiva ani, când încă eram la liceu, am cunoscut un tip pe Tinder și deși mi se părea destul de clar că nu e genul meu, am zis să-i dau o șansă. Din plictiseală mai mult. A doua și ultima oară când am ieșit, l-am dus la o cafenea. Ne comandăm ceva de băut, sper că, tot, sper că din Cluj. Ne comandăm ceva de băut, ne așezăm la masă și el se uită la mine cu o față serioasă și îmi spune, auzi? Eu mai încolo s-ar putea să trebuiască să merg la o bătaie. Abre <laughs> 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 intervalo, abre intervalo, mãe colo, daí o helicóptero, daí ganha helicóptero. Frumos că a anunțat, corect, da. Chiar frumos că a anunțat. Auzi, eu mai încolo să ar putea să trebuiască să merg la o bătaie asta ca să știi. Mi-am zis că poate tipul glumește. Nu, e clar e bucureștean. Clar e Mi-am zis că poate tipul glumește și eu nu înțeleg umorul sau doar credea că mă impresionează dacă îmi spune asta. Nu știu totuși cum m-ar fi putut impresiona. E, eh, nu știu tu de, de male gaze. 20 de minute mai târziu îi sună telefonul. O reconstituire din amintiri vagea convorbirii telefonice. Zii! Uite, bă, suntem aici la Vitan. Sigur în București. Uite bă, suntem aici la Vitan în parcare, au venit ăștia să ne batem, hai! Bine bă, hai că vin acum! Închide telefonul și în secundă următoare se ridică de la masă și îmi spune, păi bine, eu merg să mă bat! <laughs> păi bine, gata, eu merg să mă bat! <laughs> da, măcar se ține de cuvânt, respect. Se uită la stânga, se uită la dreapta cu o privire încruntată, își zice mai mult pentru sine... e mai ieftin uber dacă le iau de pe bulevard. Și pleacă lăsându-mă singură la masă. Și asta a fost. Adică nici n-a plătit. Inițial m-am gândit că poate doar vrea să scape de mine și nu știa cum să o zică frumos, dar având în vedere că tot el mi-a dat mesaj după aceea întrebându-mă când ne mai vedem, am ajuns la concluzia că nu eu am fost problema. Date la 5, bătaie la 6. Data, data viitoare la următorul date vine și ea la bătaie. Să-l filmeze cum se bate. Dacă era femeie de bun simț, îl întreba, bună ziua campionul meu, cum a fost la bătaie? Așa te-am întrebat eu după debate cu Michi. stai că e zbușul că am mai pus o poveste acolo. Până bușu, Nu e o poveste de dating, e doar clickbait cu acest panou cu Job TV. Menționez că am stat 10 minute lângă acest panou poziționat într-o zonă foarte șică a Bucureștiului, a.k.a. lângă Herăstrău. Au fost în continuu doar reclame cu Job TV. Da, subscribe! Să-mi plătesc ratele la bancă!